Muzeul Județean de Istorie și Artezală, în colaborare cu Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj, a organizat expoziția de la satul tradițional interbelic la satul colectivizat. 50 de ani de la încheierea procesului de colectivizare forțată a agriculturii în România. Vernisajul expoziției a avut loc vineri 20 iulie 2012 la Muzeul de Artă Ioan Sima din Zalău, începând cu orele 14. La vernisaj au participat tineri din întreaga țară prezenți la Zalău cu ocazia desfășurării primei ediții a școlii de vară Iuliu Maniu, precum și persoane care au avut de suferit în urma colectivizării forțate agriculturii. Astăzi suntem aici pentru a vernisa, a deschide o expoziție prin care ne propunem o rememorare și aș spune că e mai mult decât o rememorare, o lecție, aș spune eu, mai ales că mă uit în jurul meu și văd foarte mulți tineri care știu mai puține sau cel puțin n-au fost contemporani cu evenimentele pe care noi încercăm să le surprindem în această expoziție. Sunt convinsă că au o serie de informații, că cunosc măcar parțial aceste evenimente. Expoziția este, așa cum puteți vedea, formată din niște postere pe care le-am făcut împreună cu Marin, gândindu-ne să ilustrăm cât mai bine acea perioadă istorică. Postere care sunt asezonate, în ghilimele, că nu-mi vine alt termen, cu tot felul de materiale de arhive. De altfel, expoziția este făcută în colaborare cu filiala locală a Arhivelor Naționale și, cu siguranță, după ce vom termina de vorbit și voi, veți admira expoziția, o să zâmbiți cu siguranță când veți vedea cât era producția la hectar sau cum se colecta laptele sau cum se puneau banii la cec altă dată.